Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a transmis că vineri 2 iunie, anul curent, la ora 20:50, pe bulevardul Mihai Viteazu, în municipiul Zalău, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției municipiului Zalău au depistat și oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani din localitatea sălăjană Doba. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar polițiștii sălăjeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.